Pompierii din Bihor luptă de aproape 24 de ore cu flăcările. Un incendiu uriaș a cuprins noaptea trecută un depozit de deșeuri din plastic. Fumul toxic și extrem de dens a fost vizibil de la 10 de kilometri. Peste 1300 de tone erau depozitate în unitatea din Salonta. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață impresionantă de aproape 8000 de metri pătrați. În alertă au intrat și autoritățile din Ungaria. Norul toxic de fum este purtat de vânt către localitățile de graniță din țara vecină.